Urmează Teo Ioniță! Gata. Nu mă așteptam la așa ceva. Pot să plec acasă? Nu, foarte frumos. Mă bucur mult de tot că sunteți așa buni cu mine. Vă mulțumesc de pe acum. Numele meu este Teo Ioniță și astăzi am fost la Starbucks și mi-a venit o glumă acolo. Vreți să vă zic? Am fost la Starbucks și mi-am comandat o cafea. Și mi-a venit târziu. Era un cafe late. V-am zis, gata. Atâta, e perfect. Cum se încadrează în catul ăla de TikTok, e minune, da. Mai am glume scurte, dacă tot vă placa să vă mai zic una. Știți cum evită un taximetrist să facă copii? Folosește metoda retragerii. Ha, bă. Ce, mă? Bă, e mult mai bine ca la umor, eu vă zic. Da, foarte frumos aici. Da. După ce am scris glumele astea, mi-am dat seama că glumele astea sunt ca fostele mele relații. În sensul că sunt proaste, dar fac treaba cu ele. N-avem ce să facem. Și tot așa, uitându-mă la glumele mele, mi-am dat seama că eu despre toate femeile care m-au futut, am scris câte o glumă. Așa că dacă vreți să scriu o glumă despre voi, eu sunt aici, vă aștept. Da. Nu știu dacă vă dați seama exact uitându-vă la mine, dar eu sunt bărbat acum. Da, așa arată un bărbat în 2023. Sunt super politically correct, adică n-aveți ce să... Eu cumva sunt bărbat, dar mă identific mai mult cu o crizantemă. Cam așa spune eu. Da. Mai știți versurile alea de la Chilu cu modelul nou de băiat, băiat pare fată? E pentru prima oară când versurile Chilu sunt actuale. Și de când sunt bărbat, am și început să fac lucruri de bărbați. Am început să-mi las șosele aruncate prin casă, râgărind de mausturoi. Azi eram în metro, am început să mă scarpin la coaie. Că nu asta fac bărbații. Nu știu așa să fii bărbat. Mi-am dat seama că eu acum sunt exact la vârsta la care bunicul meu îmi povestea că pleca în armată. Și mă gândeam așa, cum ar fi dacă aș pleca eu în armată? Bă, uitați-vă la mine cum sunt. Hai că nu mai vine un upgrade sau ceva. Eu la un moment dat, într-o vacanță, am fost la sână cu niște prieteni și ciobanii de acolo ne-au spus e timpul să-l mulgem oile și prietenii mei s-au uitat la mine și au zis e timpul să-l mulgem pe ăsta micu. Cam așa e pentru mine. Ce dracu faci cu mine în armată? Eu dacă aș pleca în armată, eu mi-aș lua rolele cu mine. Nu de alta, dar mă înrolează. Să fie acolo. Ajută. Ce dracu să fac eu în armată? M-am uitat când a fost treaba aia cu războiul din Ucraina, când s-a început războiul. La un dat, MAI-ul, cred că e... Nu știu exact, instituțiile statului. E jandarmerie... Pe acolo ceva, nu știu. Odată ăștia un comunicat de presă și ziceau acolo, era un mesaj din ăsta pentru populație, pentru toți bărbații care sunt în gradul ăla de vârstă, care îi bagă în armată, cum ar veni. Și mesajul ăla se termina cu avem încredere în voi. Și în momentul ăla mi s-a închis telefonul, ecranul negru, m-am uitat la mine. Bă, eu n-am încredere în mine. Nu, nu-s pentru mine. Bă, ce să fac eu în armată, bă, cu aia? Eu, singurul tank de care am auzit e Mădălin Cârje. E... Ce dracu să faci? Da, a trebuit să-l ling în cură. E între noi așa. Da. Eu de când sunt bărbat am și fantezii de bărbat. Fantezia mea de bărbat este să o fut pe șoșoacă. Da, poftă mare la toată lumea în continuare. Dar nu e neapărat pentru actul sexual în sine, ci mai mult vreau să am un motiv pentru care să-i vorbesc urât. Să fiu acolo peste ea. Să fiu, eu a fost placiu, te-n morții, măți. Să-i bag pumnul în gură, ea să fie, mie dreptul la liberă exprimare. Are nebunii femeia. Doamne ferește. Mai știți când vă spuneam aia că eu despre toate femeile cu care m-am făcut am scris o glumă? Da. Hai să vă aduc aminte. Da. Trecând de la una la alta, hai să vă zic de gagică mea. Da, gagică mea e o femeie foarte, foarte mișto. Gagică mea are ce n-am avut eu niciodată. Și anume, tată. Da. Mama asta s-a auzit ca la bâlci, așa era. Da.
E foarte mișto. Și cumva are și un tată care o susține în tot ce face. Tatăl ei e Florin Busuioc, Busu de la Meteo. Și e pe bune asta. Și te vede și în modul în care e ea ca fată. Că e o fată de vreme acasă, instabilă ca vremea. De fiecare dată când mă cer cu ea, plouă afară. Nu știu, bă, băiatule, cred că vorbește cu tasul. Tatăl de leploie la săraci și tăticul le dă. E imediat bagă ciclonul. Îmi cer scuze pentru vremea de zilele trecute, dar m-a avut niște zile mai grele în relație. E greu la toată lumea. Da, dar cumva, tot fiind cu gagica mea, eu acum am început să dezvolt așa o relație și cu Tasu. Și nu genul ăla de relație, ci mai mult am început așa să fim prieteni. Și toate astea au început de la o glumă. Că eu m-am dus într-o zi foarte încrezător la el, am vrut hai să-l fac să râdă. Și i-am zis o glumă care este în felul următor. Știți ce are o femeie căreia nu i s-a zis că e adoptată? Și el a zis, ce, tată prezentator de meteo? Și eu am zis, nu, gene false. Da, nu știu cum am ajuns prieten după gluma asta și eu mă întreb. Dar cumva ne-am potrivit așa. Și cumva încercând să mă facă să fiu prieten cu el, m-a luat într-o zi cu el la Teatrul Național când avea de completat niște acte. Și am ajuns acolo la un ghișeu și doamna de acolo i-a zis, domnule Busuioc, vă rog frumos să prezentați buletinul. Și Busu a început să prezinte meteo. S-a distrat omul meu. Da. Îmi place așa, că mereu când merg pe la ei pe acasă, de fiecare dată când îmi deschide ușa, mă pune să-i zic cu o ghicitoare. Ne încadrăm noi. Dar cumva, mereu când mai merg pe la gagică mea pe acasă și mai înfăptuim dragoste, că noi asta facem, la un dat s-a întâmplat să facem treaba asta și s-a terminat. Bine, eu s-a terminat. Și am dat să mă duc la baie, cum de altfel te duci la baie. Și în drumul meu spre baie am dat de Busu, care era în chiloți. Și m-am uitat așa la el și am făcut, coaie, unde ți-e sacoul? Și cu asta vă mulțumesc, dragi oameni, vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. Ați fost minunați, mulțumesc din suflet de full, Mădălin Cârge, Sorin Șetreanu, CST, mamei mele care nu m-a adoptat. Și cam atât, pa, pa!